cel mai citat de noi în presa culturală în ultima săptămână, demonstrează că un adevărat discurs nu se poate ține decât în picioare. După pregătirea atât de insistentă. Așa cum nu se cita decât în picioare, domnule profesor. Astăzi nu se citește decât cu picioarele. Exact. Îmi cere iertare pentru întârziere. Am fost la o întâlnire foarte interesantă organizată de Curtea de Apel în legătură cu o dezbatere legată de rolul judecătorului și am fost întâlnit la Curții Consiliului Superior al Magistraturii. Intru acum în această cașcă de persoane care judecă toate lucrurile. Iată că aprobat am fost invitat să judec și cartea asta și pe drum mă gândeam, nu sunt specialist în proză, dacă greșesc ce spun și o să fiu, o să primesc mai întâi un avertisment, după aceea o să primesc reținerea din indemnizație de 10%, după aceea, Doamne ferește, dacă greșesc ce pățesc judecătorii, îți mutați de la un tribunal la altul, te apucă spaima ce pedepsiți pot fi unii dintre ei dacă... Dar cine e bine? Anul trecut au fost excluși doi. Două persoane. Exclus să fi fost mai mulți. Sunt date statistice. Lăsând numai o parte, îmi mulțumesc doamnei Antenean că mi-a încredințat spre lectură cartea domniei sale. Mă gândeam că cele 10 povestiri, într-adevăr, cum spunea și Marian, sunt false povestiri de dragoste. Majoritatea sunt reflexii asupra morții. De fapt, sigur, tandemul moarte-iubire e unul care merge împreună și aici nu e nevoie de foarte multe observații în plus, pentru că știm cu toții acest lucru. Mă gândeam că doamnei Liliana Ardelean i s-ar potrivi mai degrabă decât ipostaza de prozator, ipostaza de scenarist. Și am argumente să spun de ce. Pentru că cel puțin 3 sau 4 dintre povestiri sunt în ceea ce privește conturarea personajului minimaliste. Personajele nu evoluează, mă refer mai ales la Cora, de pildă, mă refer la Lioara, sunt personaje care nu își dezvoltă o psihologie sau o pregnanță caracteriologică atât de puternică. Adică textul se comportă asemenea unui script mai degrabă și ar avea nevoie de, în opinia mea, de ajutorul a ceea ce se cheamă personajul și viziunea regizorală. În al doilea rând, cred că povestirile au ceea ce se cheamă o atitudine în fața personajelor care ar putea fi descrisă între empatie, autoarea empatizează puternic cu personajele, nu neapărat cu cele feminine însă. Există personaje în povestiri pe care eu le citesc ca fiind rude, personaje foarte apropiate, pentru că sunt în ele foarte multe replici care nu par a fi inventate. La un moment dat apar personaje care vorbesc în graiul bănățean și lumea aceea arată că se vizitează, se revizitează amintiri. În al treilea rând, m-am bucurat, am fost foarte, foarte speriat că o să am de-a face cu o literatură puțin patetică. Pentru că o temă ca asta, iubirea, rememorarea, lucrurile care țin
există vreo 3 sau 4 locuri în care cred că e scăpată puțin stăpânirea de sine și cred că ar fi avut nevoie de un redactor de carte. Am citit că în cartea respectivă, dumneavoastră v-ați făcut, Juliana, pentru Liliana, ți-ai făcut singură corectura. Ca în iubire, nu e bine să te corectezi singur niciodată. Nu vezi. Depinde titlul Puterea seducției a opta e puerea seducției. Ai scăpat o literă. În viață scăpăm personaje în iubire. Scăpăm iubiri întregi. Și din pricina asta e bine să existe un ochi un ochi străin care să vadă ceea ce se întâmplă. De asemenea, când spuneam că uneori există o căldură mai aparte, cred că ele vin personajele, de asemenea, dintr-un discurs de o autoreferențialitate uneori ușor ghicibilă. Nu știu dacă se referă la experiențe de viață, dacă sunt experiențe vicariale, dacă sunt lucruri citite, dacă sunt lucruri trăite. Însă e important că pentru mine e important că personajele respective ar fi trebuit să nu își rezolve lor înșile felul de a fi, dacă sunt foarte clar cu ceea ce spun. Ele își dau singure diagnostic. În fine, mi s-a părut foarte interesant felul în care, aproape gnostic, în care autoarea își imaginează personajele. Personajele sunt aproape niște principii, niște schelete, niște voci foarte îndepărtate, care, deși vorbesc unele cu altele, nu ajung să aibă ceea ce se cheamă o auzire, unele dintre ele nu se aud așa cum ar fi. Mă refer mai ales, cum spuneam, cred că la Lioara, din nou la Cora, la personajul din povestirea a șaptea. Deși sunt 10 povestiri, adică un Decameron, erotismul este atât de bine ascuns în texte, încât el se iese la iveală numai în absență. E un erotism al absenței extraordinar. Toate personajele se imaginează unele pe altele și își spun ceea ce trebuie spus cu adevărat doar când sunt absente. În rest, replicile sunt aproape stereotipe, bărbații fac complimente. E o lume veche care dispare și cu asta închei. În povestirile reunite sub numele Templului Iubirii, e o lume veche în care moartea și amintirea, ca leac, ca formă, de fapt, nu de personajele, nu își reamintesc, ci se reamintesc pe sine. Avem de-a face o lume veche în care iubirea era trăită nu sub semnul erosului, ci sub un semn mai aparte al unui platonism, așa cum îl știm toții, adică în care ființa cealaltă era așezată dinpreună și reamintindu-ne, de fapt, suntem acolo în iubire. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult!